Salutare fraților, sunt Gamon Damian și bine v-am găsit la un nou episod de Farming Simulator 7. Din păcate recolta nu s-a copt pe... Nu s-a făcut pe terenul 1, așa că o să mergem să luăm paliții, să depășim paliții de lână. Despre paliții de lână este vorba, o să mergem să-i luăm. Să luăm de la magazin un altul din aceea pentru balo specială. Și zic să-i depozităm în garajul ăla, că tot este acolo și stă degeaba. Eu zic că mie, hai să ne uităm și de la ambulanță, ne cum se vede. Știu, asta cred că a fost făcut, nu știu pentru ce, dar nu cred că pentru animale cu plasele astea la geam. Nu cred că a fost făcut pentru animale, fraților. Deci, cultura, cred că nu o să ne ocupăm de cultură în episodul ăsta, cred că o să ne ocupăm special de... De oițe, de... avem ceva bani. Habar am de data trecută, că n-am mai filmat de mult. Habar am câți bani aveam. Și asta mă depășește pe partea dreaptă. Nu e bine. Trebuie să mergem la magazin să cumpărăm o cupă din aceea ascuțită universală. Cupă, nu, o furcă. Stați un pic că m-am tâmpit de tot, e zi cupă. O furcă, fraților, să luăm paleția de lână, să depozităm în încăperea aia cu oșa, pentru că stau degeaba cu oșa și ocupă spațiu și nu prea e bine. Nu prea e bine să ocupă spațiu, nu știu, o să vedem, poate dăm și timp rapid, poate ne ocupăm și ceva de cultură. Dar problema e că habar am ce... Problema e că habar am ce am pus aici, deci e greu să înțeleg. Ok, să înțeleg că aveam de gând să fac balos pentru băcuțe. Fac balos pentru băcuțe. Ok, acum nu știu dacă o să fac balot. Știți care problema e că am urât cu balot ăștia. Exact cum fac și cu iarba. Poate că ar și 10 remorci acasă și am făcut 10 remorci, am făcut 500 de tone de paie și am terminat bâlciul, nu mai stăm cu baloți în chimie. Dar pe de altă parte fac și baloți pentru a le pune... Stați așa un pic că m-am... Vacile, dacă nu mă înșel, nu am nevoie de... Dă paie, nu? Are mă nevoie și de paia. Haide măcar știu eu ceva, mă nene, mă. Am știu ceva, nu vorbeam mai. Ok, probabil că o să facem și ceva baloți. Așa cu remurca aia care adună după jos, vreau să o car pentru fabrica de mixing. Pentru fabrica de mixing. Ok, o să vă arăt ceva super tare. Am văzut și eu la cineva și vreau să împărtășesc cu voi. Deci uitați-vă aici. Deci asta e banca. Poți să te împrumut cât vrei. Bank line. Unluat. Nu vreau, mă. Vreau să plătesc, mă, bă. Transfer money. Ok, nu asta vreau să vă arăt. Se pare că am luat 100.000 de la bancă, dar nu știu de ce. A chestia asta. Ok, vreau să vă arăt acum. În special o să ne trebuiască terenul 15 pentru porumb, să facem silaj și lavaci. Și acum mai nou putem să închiriem, frate, cu banca asta. Credit Union, Hagen, Stand, nu știu. Deci putem să închiriem terenul, deci nu mai trebuie să-l cumpărăm cu totul. Deci am putea să-l cumpărăm pentru o anumită sumă, uite, plătim 55.000 pentru toată închiria, că deci ne ține undeva la 60 de zile închiria asta. Ceea ce e super tare, frate, nu mai trebuie să dau. Dacă stai să te gândești cât este, frate, terenul 15. E 900 ceva de mii, frate, și așa plătesc 55.000 pe 60 de zile, frate. Îl închiriez pe 60 de zile, pe 2 luni. Și ne facem treaba cu așa, păi nu mai trebuie să... Ne facem treaba, fraților, nu mai trebuie să dai o grămadă. Mamă, dar greu e, departe e magazinul ăsta, frate. Nu mai trebuie să...
să plătim o grămadă bani ca să-l cumpărăm. Bineînțeles, într-un final o să-l cumpărăm, dar... am putea să ne facem treaba momentan. Ok, stai să cumpărăm furca. Cine trebuie nouă furca pentru o... dacă aș mai ști pe unde. Aici cred că ne trebuie furca. Nu, asta e pentru baloți. Furca pentru paleți, uite. Deci e special. Și asta e pentru baloți, da, exact cum mă gândeam. Ok, să o cumpărăm pe asta, pe negru, o lăsăm pe negru. Nu știu, ai un galben. Hai să-i punem un galben. Ok. Și hai să ne luăm furca, uite cum arată cu galul ăla, arată ciudat, nu știu ce să zic, da? O lasă așa, dar ce să-i fac acolo. Aș putea să o schimb, dar mi se pare interesant modul ăsta. Băi, să nu spui că nu mergi. Băi, frate, de ce nu merge? Ia să merg eu la bucată unde am cumpărat... Dar cine mă știe? Parcă de aici m-am cumpărat, mă. Da, mă, uite, asta mă treia cumpărată, mă, bă, dat-o-n tălău să mâncava, jură. Garaj și hai să o vindem pe asta. Ok, asta e, frate, să mai întâmplă ce să facem acum. Ok, hai să vedem ce... Așa, haida. Așa, bravo, bravo, tată, hai. Hai înapoi, că nu pe aici, pe aici. Uite, nu putem, din păcate, nu putem să ieșim pe acolo direct. Trebuie să o luăm pe aici și pe urmă să facem... să facem stânga, frate, ca să putem să ieșim. Ok, nu știu, mi se pare interesant, am găsit un nou mod să păcălesc calculatorul să filme, să vadă bine. Acum, nu știu, depinde de like-urile care le dați voi acum și... Nu știu, pot să fac și live cu chestia asta, dar singura problemă e că... Nu știu cum să fac să-mi facă pe YouTube live, îmi face pe Xbox live. Deci, pe Xbox face ea live, dar... Eu aș vrea să fac pe YouTube și nu știu cum să umblu setăr să o fac, dar... Sper să pot cât de curând. Băi, nu știu, să vede... Nu știu, o să vedeți voi, o să vă dați voi cu părerea. Depinde de like-uri, de comentarii. Dacă vreți să mai facem episoade. Eu mă gândeam 2-3 episoade pe zi până fac calculatorul să pot să fac live-uri. 2-3 episoade pe zi, nu numai cu farming. Unul cu farming, poate unul cu Minecraft. Luăm un Minecraft. Îmi place mult și l-am cumpărat Minecraft Windows 10 Edition. Ăla îmi place mult și am și câteva skin-uri interesante. Bineînțeles, nu le-am cumpărat. Mine da așa ca să le încerc să văd cum ar fi cu skin-urile alea, dar cu Minecraft și vedem noi. Probabil, nu știu, probabil o să băgăm un joc nou pe canal, un fars, ca ai ceva. Sau Slime Rancher, cred că Slime Rancher o să bag pe canal. Cred că Slime Rancher, fraților, cred că Slime Rancher o să-l bag pe canal. Sau poate Farsky, mi se pare mie, eu m-am jucat... Eu am terminat jocul Farsky, deci pur și simplu am terminat, am luat submarinul... Am ieșit la suprafață, am... De fapt, nu se poate numi că l-am terminat, dar... după ce am făcut submarinul, după ce am ieșit la suprafață și am mai făcut niște chestii... Deci mi-a ieșit în meniu și mi-a deblocat modul survival. Pentru că eram doar pe modul aventură, doar atât. După ce deblocai, trebuia să deblochezi modul survival. Și nu știu, aș încerca pe un survival să facem... nu știu care e diferența, că e cam același lucru, dar probabil aici în survival, dacă mor, probabil că ești mort. Acolo îmi dătea voie, pe aventură îmi dătea voie să mă respawnez acasă. Bineînțeles că pierdeam anumite itemele care le aveam la mine, dar mi-arăta o cruce pe hartă și puteam să mă să mi le recuperez.
Bă, nu știu, e interesat, vendem. Băgăm și cu Slime Rancher și cu Far Sky, vedem și cu Farming și cu Minecraft. Vedem, dacă iese episodul ăsta bine, să vede bine. Să vedem acum cum se vede episodul ăsta, fraților, că da mult aștept și eu să fac treaba asta, dar nu mi-a dat încă până acum. Am Windows 10 și am opțiunea asta la Windows 10, probabil că opțiunea asta e specială de la Xbox One. Deci Xbox One, nu vă gândiți că am o Xbox One pe televizor, să bagi pe televizor să te joci. Nu, frate, Xbox One de la Windows 10, frate. Deci e Xbox One de la Windows 10, ia să luăm primul palete. Ok, stați așa un pic. Cred că așa ar fi. Problema e că trebuie să mergem foarte încet acum, că n-aș vrea să-l arunc pe jos. Hai să bucăm aici, încăperea asta, garajul ăsta, cum s-o numi ea, că nu știu. Problema și încerca să-i urc unul peste altul, dar mi-e frică să nu. Aș vrea să-l bagă undeva mai acolo. Undeva așa, așa. Ok, hai că-l împingem noi cu celălalt și pe ăsta și se îndreaptă. Bă, ridică-te mai sus că nu vezi că merge urât asta. Ok, pe urmă nu știu, o să dăm din pe rapid, o să vedem oițele cum stă cu mâncarea, cu apa. Și probabil că o să dăm timp pe rapid un pic. Ca să facă și cealaltă. Aia, da. Ok, asta a intrat aproape perfect. Dacă aș putea să-l îndrept un pic de colțul ăsta. Nu mai fac, nu, n-am ce să fac. Dacă îl pun așa. Mai așa, cam așa este dacă intru în. Mult, dar să n-am ce să-i fac. Ok, sper să pot să-l îndrept pe ăla cu ăsta. Și punem așa în continuare, că avem destul spațiu de depozitare aici, frate. Așa, 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 așa e perfect. Gata, momentan, de cât ăștia au fost. Ia să vedem cum stau oițele, frate. Ok, le mai trebuie apă și mâncărică. Haideți să mergem să le punem mâncărică prima dată și pe urmă o să ne gândim și la un pic de apică. Hop. Ok, și trebuia să mergem să reumplem asta cu. Problema e cum mai ies de aici, e mare problemă. O să trebuiască să mergem să umplem asta cu iarbă. Sper să pot să întorc așa, ok, hai că a mers, mă, boss. Haide, mă, boșilor, că a mers, mă. Hai să mergem să le punem și apă la uite, să aibă totul la maxim, fraților. Să fie super fericite să ne facă lână aici. Ok. Hai. Hai că David pornește un tractorul ăsta. Gata, ai pornit? Încă nu, încă nu. Nici acum, nici acum. Ah, ba da. A pornit acum este de dintr-o oiță, apiță aici. Păi intră apă, frate. Uite-am acolo și a conducta de aprovizionare cu apă. Hidrantul, ok, și acum aș vrea să mergem. Să mai facem unda asta de iarbă, ok, și aș vrea să dau timp un pic pe rapid. Dar după ce umplu asta cu iarbă, ca să am să pot să le potolez noaptea foame. Că astea o să mănânce ca nebune. Problema e că nu știu câte oițe am.
am 70 de oițe, mănânc astea ca nebunle, bagă la haleală ca nebunle. O, mă, nebunle, ce ai? Băi, da, nebun ești, frate. Haideți să mergem să umplem, hai că vreau de la volan, aprinde și lumina așa. Și mergem să le facem iarbă, să le aducem iarbă, că pentru că vreau să dau timpul rapid să coacă cultura. Să facă grâu. Pentru că aș vrea să fac și niște baloți din... Dar problema e că nu mai știu dacă am balotieră. Este mai avem balotieră sau am avut-o închiriată? Ar trebui să fie pe aici, pe undeva, o balotieră. Din păcate nu, n-are nimic cu cumpărăm, că avem bani. Avem bani, fraților, o cumpărăm imediat, nu este problema asta. Ok, 35 limit, nu știu dacă prinde asta, prinde 26 și ăla îmi spune mie că e 35 limita de viteză. Bravo, frate, e cel mai tare. Bravo. Mie nu merg utilajele cu 35, că am numai răpciuge de utilaje. De unde, frate, am avut bani să cumpăr așa ceva? De fapt, da, dacă pun un teren cu soia, iau 300 și ceva de mii pe terenul 1, frate. Da. Da, am vândut de vreo 2-3 ori soia. Am pus și grâu, ții minte. Da, și am avut bani să iau. Am crezut că am numai răpciuși de tractoare, dar se pare că avem tractoare la valoare, fraților, la valoare mare. Valoare mare, fraților, asta sunt tractoarele noastre. Ok. Mergem să facem, să luăm iarbă pentru oite și pe urmă aș vrea să dau timp rapid, pentru că cred că nici n-a ieșit grăul nostru. Asta a ieșit, mă-nșeriu? Nu, mă-nșeriu, nu, nici n-a ieșit cel puțin. Ok, vreau să văd câte fertilizări avem. 3, arată pe editor nici s-a oprit, dar de ce este oprit? Că nu înțeleg de ce este oprit alea tot periodic nici s-a. Nu am plug? Oare v-am spus, n-am mai făcut de mult și nu mai știu ce am pe aici. Ok, se vede clar, nu am plug din cauza aia. Ok, sper să facem ceva bonus cu grâușorul ăsta. Dar nu prea aș vrea să-l vând grăușorul ăsta, aș vrea să-l să-l duc în buncăr, în bază, pentru purceluși. Pentru purceluși, că aș vrea să cumpăr și niște purceluși, v-am spus. Deci, o prima dată urmează văcuțele, pentru că dau o grămadă de bănuți, dacă nu mă înșel, văcuțele acoperă, dacă am 20-30 de văcuțe, acoperă costul la utilaje și rămâne și o grămadă de bani în plus. Deci nu se pune problema să nu luăm băcuțele mai întâi. Și pe urmă trebuie strâns bani, trebuie soia dacă nu înșel, trebuie grâu avem, facem acum grâu, trebuie rapiță, trebuie cartofi sau steak de zahăr, trebuie mai multe, trebuie floarea soarelui, trebuie mai multe pentru... What? Am luat toată iarba de aici, frate? Pă bune? Păi mă, lași, când frate am luat toată iarba de aici? Aici am chelit tot, uitați-vă și aici. Deci aici este tot chelit. A rămas... Ok, o să drap de un pic voițele de foame, că n-am ce să le fac. Deci n-am ce să le fac, n-am de unde să iau iarbă. Asta e, n-am ce să fac oițelor. Oițelor, sunteți la dieta acum, oițelor. A, chiar că s-au cam îngrășat oițele, le lăsăm un pic la dietă. Mă, nu știu, vreau să dau timpul un pic pe rapid, timp real. Hai să și salvăm un pic. Ok, să vedem, trebuie să urmărim oițele, trebuie să lăsăm asta pe... La oițe, cam mult. Ok, uite aici am împrumutat, m-am făcut împrumut. Hai să-l plătim, că nu are rost să ne... Dar nu cred că ne ajunge bani. Să-l plătim pe tot out. A rămas... Știi ce, nu mai merge să-mi
l-am plătit, așa sunt banii mei. Ok, frate, ia să vedem aici, e plătit totul? Da, mă, tata, mă. Bank line, 300 de mii. Habar am. Ce înseamnă asta, bank line 100 de mii? Habar am, fraților, credeți-mă că habar am. Ok, dar abia aștept să crească iarba aici, că moare oițele de foame. Deci, pur și simplu, moare oițele de foame, ok. Aș vrea eu un fertilizator? Ok, am. Aș vrea să mă duc să fertilizez un pic, ok, tractorul ăsta. Dar de ce am eu tractorul ăsta? Aș putea să iau un New Holland-ul ăla, să mai... Sau, de fapt, să-l țin și pe ăsta și să iau și New Holland-ul. Probabil că ăsta va distruge iarba. Probabil că ăsta va distruge iarba și nu știu... Hai să-l punem la o încercare, dacă nu iau un New Holland-ul. Pentru că e foarte ieftin New Holland, e undeva la 30 ceva de mii, 40 de mii. Și mi-ajung banii și o să-l plătesc și pe ăsta, pentru că nu știi niciodată când ai nevoie de un tractor în plus. Deci nu știi niciodată când ai nevoie de un tractor așa în plus. Ia să vedem noi acum. Ia să vedem noi acum dacă... Strică... O, minune, nu strică iarba, că atunci n-are rost să mai cumpărăm pe ăla. Dacă ăsta nu strică iarba, ok, se fertilizează, merge? Merge, fraților, merge, mie mi-arată aici că merge, dar să vedem... nu, aici... Aici... Alright... trebuie arat... Trebuie arat, trebuie să ne luăm un plug neapărat, fraților. Deci neapărat să ne luăm un plug. Asta este ce să facem, trebuie să ne luăm neapărat un plug, fraților. Ca să băgăm la arat, băgăm, o arăm iarba asta și pe urmă o semănăm din nou. Ok, dacă nu mă înșel, ăsta e cumpărat. Ia să vedem, dar stai un pic ce teren este ăsta. 15 dacă nu mă înșel, nu? 16. Ok, terenul 16 e cumpărat sau e închiriat? Ok, este cumpărat, frate. Deci am avut bani să cumpărăm un teren de iarbă. Minunat! Minunat! Avem un teren de iarbă, avem și pentru băcuțe. Uite, mai avem aici un pic de iarbă. Nu mă bagă seama. Problema mare este că... N-are nimic, a lăsat un pic pe margine acolo. Problema mare este că o să ne trebuiască iarbă și pentru... Băcuțe și... Încă mult o să-mi trebuiască, probabil o să mai închiriem un teren și o să-l punem cu iarbă, pentru că o să ne trebuiască foarte multă foarte multă iarbă. Deci foarte multă iarbă o să-mi trebuiască, să vedem cu orice play ce faci pe aici. Aș putea să te pun grain combi. Fertilizei de astea, da, aș putea să le fac un traseu, dar n-are rost, ce zic, să fac eu așa, manual. Aș putea... nu știu, probabil o să fac... că mai închiriem sau punem, cumpărăm un teren să facem silos pentru vaci, aia este problema mare. Dar nu este chiar așa o problemă, că am o remorcă, fraților, nemodificată, deci așa am luat-o, pur și simplu așa am luat-o. Are... am încercat cu porcăria asta de... Mașină... Nu prea intră silă și dacă intră, mi-e greu să descarc acolo, să oprește, să... Și așa că mi-e foarte greu. Și așa că am închiriat o remorcă, am luat un mod, o remorcă, nemodificat de mine, n-am umblat deloc, n-am umblat de mult la un mod. Și priviți aici, prețul 48.000 și ia 200 de tone, frate, 200.000 de litri. Ceea ce e super tare, frate. Ce fac cu unde eu? Așa că nu prea văd. A, da, mă, aici eram, da, mă. L-am pus pe H să văd unde trebuie.
Stam aici, eu mă uitam în partea cealaltă, frate. Din păcate, asta nu prea are lumină, așa că cred că o să luăm până la urmă. Cred că o să luăm un New Vlog. Nu-mi place noaptea. Nu-mi place să lucrez noaptea, așa că o să-i dau un skip. Lăsăm așa la 5 dimineața. S-a făcut ceva, a crescut un pic? Haide mă, că începe să crească mă iarba, mă, dar problema e cu băcuțele, ce fac băcuțele? Ce fac băcuțele? Ai mâncare, mâncare, mă, făceam eu grijă, dau mă, mâncare. Au, dă prin frate, mâncare acolo și nu mai este nevoie de mâncărică, dar sper să fie iarba gata. Oricum mai trebuie când luăm băcuțele, mai trebuie să luăm un teren pentru iarbă la băcuțe, n-avem ce să facem. Asta este viața, nu avem ce să facem, frate. Deci trebuie să luăm un teren special pentru băcuțe, pentru iarbă la băcuțe. Ok, problema este că aș putea să depozitez, ok, o să fac mult înainte iarbă și paie până să... Paiele o să le card acum, o să iau o remorcă din aia care tânge după jos. Și o să le car acasă, frate. Pentru că dacă o să observați, nu știu dacă am băgat eu un mod sau... Nu cred că așa este peste tot. Paile și iarba, funul ți le acceptă în bunkerul de acasă. Și bunkerul nostru de acasă, din fericire, este exact lângă oițe, lângă văcute, pardon. Este exact lângă văcute și așa că de ce nu le-am depozitat acolo? Ok, când se face... S-a făcut... Nu s-a făcut, cred că nici nu a crescut după cât văd eu de aici. Oare să nu fi semonat eu nimica? Imposibil, ia dă-te motul pe automat. Imposibil, ia să mărim un pic viteza. Aici pare semonat, frate, e greu, dar... Habar am de ce n-ai știut, avem un tractor GCB-ul. Habar am, frate, de ce n-ai știut, nu știu, e... Hai să ne continuăm fertilizarea. Bă, trrrr, na, unde te duci, mă? Unde te duci, mă, nebunule? Ce făceai jaloanele? Te crezi în poligon? Unde te crezi nebunule? Nu știu, să vedem dacă este greu acolo, dacă nu va trebui să semăn din nou. Cred că o lăsăm atâta. Cred că atâta rămâne iar o afectată, cred că n-are rost pentru un pe tehnic. Ok, dar unde este ieșirea, frate? Cred că este acolo, uite acolo, cred că ieșirea, da? Bătul de lajul. Pentru un pe tehnic n-are rost, frate, să mai vin până aici. Ok, aștept să iasă, ok, se pare că vine ploaie. Se pare că vine ploaia, asta e mai bine când plouă. E bine că udă cultura. Sper să fac o treabă, dar nu știu acum. Nu știu dacă când plouă ajută cultura să facă mai multă, să iei mai multă sau să crească mai mare. Abaram, în realitate, așa este. Când plouă, frate, la cultură îi trebuie ploaie, apă, frate, ca să facă. Dar problema e, nu știu, în joc. Ok, mai este vreo două luni și cumpărăm când apare, până apare... Peste 1.9 și o să se uite, deja a început ploaia. Deja a început ploicica. Ok, ajunge ea și încarcă de acolo. Deja a început ploicica, fraților, și... Văd că n-a răsărit greu deloc, nu știu ce se întâmplă cu el. Deci apar ce se întâmplă cu el. Ok, fraților, ăsta a fost episodul de astăzi. Eu sunt Gamon Damian. Și ne vedem data viitoare, fraților, la episodul următor. Salutări și respect maxim, uitați, respect maxim.